o informație care circulă în sistemul nostru neuronal foarte, foarte complex. Cei care sunt interesați poate să urmărească în domeniul ăsta neurologic mai multe. Dar în legătură cu muzica, sunt două, de fapt sunt trei, dar le-am împărțit în două categorii. O primă categorie a acestor neurotransmițători găsiți în muzică, deci ei nu sunt în muzică, ci prin muzică creierul nostru produce, respectiv neuronii, acești neurotransmițători, este vorba de serotonină și dopamină. Dopamina, toată lumea a auzit de dopamină, că mai este numit popular și hormonul plăcerii. De aici vine starea de bine atunci când noi ascultăm muzică. Însă, acum începe problema. Pentru că diavolul întotdeauna el strâmbă lucrurile drepte ale lui Dumnezeu. Deci, muzica a fost lăsată de Dumnezeu ca să ne dea o stare de bine, să ne simțim bine și să ne aducă sănătate. Mă refer acum psihic. Nu vorbesc acum emoțional, că o să vorbim și emoțional, o să vorbim și social și o să vorbim și mai ales spiritual. Aia o să fie cea mai grea. La urmă, Domnul să ne ajute să ajungem până acolo. Să nu-i pierdem pe drum. Eu aș vrea să nu pe asta încerc să fiu cât mai puțin academic, cum ar veni cu aceste expuneri. Dacă ar fi să vorbim așa un semidoctism, Florin Piersic este cel mai spiritual om din România. Da. Asta se înțelege. Deci, prin limbaj universal. Din păcate, ce se întâmplă? Aceste neurotransmițători, da? Deci serotonina și dopamina, produse de creierul nostru în momentul în care ascultă muzică, problema este că ele creează dependență. Cred că toată lumea știe, când vorbim de dependența în droguri, aceste sunt cel mai des regăsite în cocaina și mai cu seamă în LSD. Uitați ce spun cei care cunosc problema legată de LSD, de drogul LSD, să vedeți câte similitudini sunt aici. LSD-ul este un drog psihedelic, puternic, care modifică simțurile și gândirea, făcând culorile să pară mult mai bine și muzica mult mai clară. Sunt droguri specializate pe cluburi, unde se merge cu un anumit tip de muzică și o să vedeți relația dintre ele. Nu este întâmplător. Cluburile tematice, da, bineînțeles, iar oamenii de știință, eu nu vorbesc, eu nu le-am descoperit eu asta. Astea sunt oameni de știință care au scris niște teze de doctorat în America și în țări care contează un doctorat și care e luat pe bune, nu e cu copy-paste. Și care ei au venit, nu e ponta, eu doar le-am. Nu e ponta. Da, eu le-am luat. Luat și vi le expun pe voi acum, mă refer din perspectiva asta muzicală acum. Deci consumatorii de LSD descriu această experiență ca fiind, atenție, înălțătoare, intensă și spirituală. Opa! Deci e spiritual să iei LSD. Pentru ei, da. Și numele popular al acestui drog este trip. Dragoș, știi ce înseamnă, da? Cum? Trip? Trip. Călătorie. Călătorie. Te poartă într-o călătorie. Într-o călătorie care... Da. Eu Lucy nu vreau in the sky with diamonds. Înțelegi? Exact. Al lui John Lennon. Exact. Lucy in the sky with diamonds. Deci, ce au descoperit acești oameni de știință care le studiază, că aceste substanțe sunt produse masiv de creierul nostru în anumite genuri de muzică, mai cu seamă electronică, din cluburile tematice. O să număr câteva. Dance, house, techno, trance. Da, trance. Da? Trance. Da. Trance.
Da. Înseamnă transă. Da. Deja, da. Nu vreau acum, dar o să vorbim când o să vină momentul de a vorbi de încărcătura spirituală. Pentru că genurile astea de muzică, de transă, au foarte mare legătură cu voodoo și cu șamanismul și cu alte lucruri. Cu șamanismul. Deocată mă opresc aici, rog fonoteca să pregătească o melodie și vă rog să rămâneți în zonă pentru că vreau să vă mai povestesc de o substanță mai puternică decât aceste două. Dragoș, da, da. We are family. I've got all my sisters with me. Normal. Cause it's the best. Povestea noastră de dragoste au mai spus-o mulți. Fericiți ca doi copii prinși în trupuri de adulți. Și l-am făcut pe toate, nu ne-au oprit nimic. Dar poate ne-am grăbit. Încerc să nu mai cred tot ce-mi zici. Încerc să mă obișnuiesc când ești aici. În loc să mă iubești, tu îmi explici. Am ucis tot ce aveam, suntem complici. Și n-am nevoie să am, că deja știu. Deși pare de vreme, e prea târziu. Ne-am gândit și azi, repede tot. Deși pare de vreme, e prea târziu. Ți-am dat zilele cu orele și nopțile. Ți-am luat visele, mi-ai dat și amintirile. Acum le simt pe toate cum mă atrag înapoi. Și mi-amintesc de noi. Încerc să nu mai cred tot ce-mi zici. Încerc să mă obișnuiesc când ești aici. În loc să mă iubești, tu îmi explici. Am ucis tot ce aveam, suntem complici. Și n-am nevoie să am când deja știu. Deși pare de vreme, e prea târziu. Ne-am grăbit și eu azi, repede tot. Deși pare de vreme, e prea târziu. Ne-am grăbit și eu azi, repede tot. Deși pare de vreme, e prea târziu. Și n-am nevoie să aud că deja știu. Deși pare de vreme, e prea târziu. Ne-am grăbit și azi, repede tu. Deși pare de vreme, e prea târziu. A, ce frumos! Trebuie să spunem la mulți ani, surorii noastre, da? Da, Lore, da, a fost ieri ziua ei. Există, da. Am și eu două surori, atâta tot. În rest, nu există în industria muzicală, nici nu mă interesează, dar am două surori. Ieri a fost pe 23, mi se pare, Robert. Acum o zi sau două, maxim. 23 sau 23, da. Am două surori, pe Lora și pe Crina. Și pe cine crezi că am văzut azi în barcă pe Dunăre? Pe ele amândouă, la un loc. M-am bucurat așa de mult și am dat slavă Domnului. Zic, uite mă, cele mai frumoase fete din industria muzicală, artistică, cum vrei tu să spui, din România. Și erau mișto așa, adică Hollywood-ul era copilărie față de cât de bine stăteau ele acolo în barcă și cât de talentate și de frumoase sunt. Și urez multă bucurie și sănătate pe această cale, eu și trupa mea îndeosebi.
La orei. Îndeopște. Îndeopște la orei. Deci, domnul Raimond, ai cuvântul ca să continuăm o treabă. Da. Am zis că după pauză revenim să vorbim de o altă substanță care le depășește ca și grad de pericol, că o să vedem unde este pericolul, că până aici o să fie bine și care e problema. Dacă avem dopamină și ne creează starea de bine, care e problema? Păi o să vedem imediat care e problema. Întâi să mai vorbim și de o a treia substanță. Ele sunt mai multe, dar astea sunt cu precădere cele pe care oamenii de știință le-au descoperit. Și le-au folosit, care sunt produs, care sunt produse masiv de creierul nostru și care interacționează cu muzica. Acum sunt mii de neurotransmițători, asta e deja domeniul neuro. Raimond, sunt da. 50. Bun. Eu vorbesc... sunt mii. Sunt milioane, dar sunt 50. Nu, vreau să spun că sunt mii de lucruri în domeniul creierului, care nu le știu. Nu le știm și asta deja e domeniul neurologiei. Dar aceste trei substanțe sunt regăsite atunci când noi ascultăm muzică. Deci, serotonină, dopamină și o a treia substanță este adrenalina. Adrenalina. Deci, această substanță, când apare... produsă de corpul nostru atunci când este vorba de o muzică puternic ritmată. În sfârșit, puternic ritmată. Aleluia, aleluia, la asta mă referam. Când vorbim de un tempo exagerat de rapid, adică tuț, 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 așa, sau un ritm, beat, mă refer, exagerat de tare. Cum sunt în genurile... Nu, funk-ul nu e... Nu se încadreze. Cum sunt genurile extreme din anumite genuri de muzică rock. Death metal, thrash metal, unde la fel. Da. Este... Vorbim de extreme. Aceste genuri de muzică, organismul percepe ca și când... Deci, el produce adrenalină. De ce? Am să folosesc asta pentru tine, Robert, care ești teologul, pentru teologul. Nu, da? Sunt teolog, eu dar, sunt fan dar energie, nu. Adică muzica și energie, pentru... că sunt sătul de... A fost o metaforă, Robert, o metaforă. Da, a fost Robert. Când a coborât, Moise cu Iosua de pe munte, au zis, zice, în tabără, a zis Iosua, că era mai tânăr. În tabără se aude un strigă de război. Moise, care a locuit în Egipt mulți ani, 40 de ani și avea toată înțelepciunea Egiptului, zice nu. Ce aud eu nu este un strigă de un strigă de război, ci este glasul unor oameni care cântă. Dar cântarea lor suna a război. Da, dement. Era o cântare dementă. Asta am vrut să fac o paralelă cu expunerea asta din istoria asta biblică și ei când au venit au văzut poporul lui Israel care făcuseră un vițel de aur, asta probabil o știu cu toții, au văzut în filmul cu Moise cu acea și jucau în jurul vițelului de aur, Moise s-a supărat, a venit cu cele două table de piatră, l-a dat cu ele de pământ și a zis, păi cum, voi iar v-ați întors la... idolatrie și la vițelul de aur și alea. Dar ce făceau ei acolo, muzica aia lui Iosua, care era mai tânăr, îi semăna a război. Dar de ce am folosit exemplul ăsta? Așa pentru era percepția că așa se întâmplă, așa percepția și a noastră acum în 2020 este la fel când auzim aceste muzici de extreme, cum ar fi pus genurile astea de rock dus la extrem, dar și muzică puternic ritmată ca tempo. Destruction, anarchy! Că e rock. Cam așa ar fi, da. Că cineva putea să zică, domnule, dar numai rock-ul e rău. Nu! E orice muzică electronică care deja trece de 140 BPM,
deja este un pericol pentru sănătatea noastră, mai ales ascultată ca timp îndelungat. De ce? Pentru că organismul începe și produce adrenalină. Acum toată lumea știm pentru ce e adrenalină. Este pentru, cum să zic, caz de luptă, de fugă, de accident. Pentru rezistență în plus a organismului. Pentru rezistență și așa mai departe. Organismul produce treaba asta și acum, la tot ce am vorbit până aici, oamenii de știință au văzut că elementul comun al tuturor acestor substanțe produse de corpul nostru în timp ce vorbim de aceste genuri de muzică inadecvată, creează dependență. Și ei au văzut aceste similarități, sau spuneți cum considerați mai, paralelisme cu drogurile, da. Pentru că exact aceleași substanțe sunt folosite și cumva îmbinate cu cluburile în pastilele respective. Păi dacă chiar despre chimie vorbim, sunt substanțe chimice care acționează asupra creierului. Și ele sunt făcute după, ele vin după pe o tipul cale, de asemănare omenească, ca să zic așa. Da? Că ele vin pe o cale a drogurilor sau că vin pe o cale a muzicii și mai grav, îmbinate. Adică în momentul în care pui un trans sau un rave sau un trap, că vorbeam cu Dragoș despre muzica trap, o să vorbim ce se întâmplă și cu trapul și cu astea. În momentul în care le pui cu o pastiluță mică cu care ai venit la club, nu mai e nevoie să bei alcool. Deci totul este amplificat. Muzica, practic, e gândită și făcută de producători ca să se îngemăneze în așa fel astea. Încât, exact, ca să amplifice efectul acelor droguri, care nu sunt droguri foarte tari, cum este când vorbim de heroină. LSD-ul nu este un drog foarte tare, nu e un drog nici ușor, dar el devine amplificat în momentul în care îl iei într-un club și tu mergi pe genurile astea de muzică puternic ritmată. Aici este discuția. Pentru că dacă vorbim de muzică în niște parametri, este una. Dar dacă sărim, depășim echilibru, o să vorbim de echilibru care este... Că la sfârșitul acestor emisiuni, o să doresc, cu ajutorul Dumnezeu, dacă ne ținem viață, să avem o concluzie și să dăm și o soluție. Pentru că dacă doar vii și expui o boală, trebuie să vii să dai și un tratament. Eu nu vreau doar să expun ceea ce nu e bine. Eu vreau, în final, cu ajutorul Dumnezeu, nu știu să răspund, Baboi, nu știu, mă depășește. Eu știu, bine. Eu sunt un om mic, limitat. Baboi, să răspund eu. Mi-am făcut temele atâta cât știu eu, nu știu să mă bag. Ajut eu, Raimond, să aibă grijă la doză, da? Da? Bun, deci elementul comun pe care l-au văzut oamenii de știință este pericolul iminent al dependenței. Din această cauză, tinerii adolescenți devin dependenți, pentru că ei devin dependenți de aceste substanțe chimice, practic se deschide o ușă spre domenii paralele furnizoare de aceleași substanțe. Și așa vine, de aici vine dorința și de sporturi extreme. Pentru că tu deja ai început cu adrenalină la nivel mic, din muzică. Orice lucru care creează dependență în orice domeniu, oricine știe, cred că și un elev de la școală știe treaba asta, vrei mai mult. Nimeni nu începe direct cu mult deodată, în orice dependență. Începi întotdeauna cu puțin. De-aia dealerii dau prima marihuana, primul joint îl dau pe gratis, primul pliculeț e pe gratis, primul nu știu, pachetel sau așa mai departe, nu mă pricep. Eu n-am luat niciodată, dar am
citit și am auzit destule. De asta se dau la început pe gratis, pentru că trebuie prima dată să-i știi, să-i prinzi gustul, că după aia ești prins în capcana asta și vei vrea mai mult. Și atunci oamenii încep să-și caute adrenalina, pentru că nu le mai ajunge adrenalina din muzică, poate că îi răspund oarecum lui Baboi și cu treaba asta, da. Să rămână numai la ascultat Rammstein. Să nu se bage în bungee jumping, că poate, mai ales în România, că nu știu cât sunt de autorizate alea. Nu știu cât sunt de autorizate. Da, normal. Și... poate are coarda COVID-19. Nu, dar poate... Și tot de COVID-19 a murit. De ce? O secundă, e ca chestia care Levin o să știe ce spun acum foarte bine și probabil că și voi știți. Probabil că coarda e din China și pe codul de bare scrie 4, nu scrie 1. 1 e pentru Germania și 2. Franța, Austria, nu știu ce. 3, 4 e pentru Est. 4 e pentru România. Și s-ar putea... Adică coarda e din China, e cum ar veni același brand. Dar nu e cu pe codul de bare, nu e cu 1 la sfârșit. Levin, am dreptate. Corect. Și dacă iei un suc Granini care e cu codul de bare 4, e una, și dacă e o coardă și fac bungee jumping, eu zic să rămâne aia care le place așa cu Rammstein și cu așa, dacă reușesc să diferențele de calitate atât la produsele făcute în vest, în cadrul Uniunii Europene, mai puțin la standardele americane, pentru că produsele americane care ajung în Europa sunt standard, ca și calitate, oriunde de răspândire. Da. Adică același produs făcut, că vorbim de o sculă electrică, că vorbim de orice. Sau o pereche de Adidas. Așa, e cumpărată din Franța sau din Germania sau din România, calitatea e aceeași. Însă, în cadrul Uniunii Europene sunt diferite standarde de calitate pentru Europa de Est, în special, că noi suntem mai papagali, ca să zic așa. Polonia s-a trezit de mult, de acum 2 ani de zile, și au ridicat foarte bine și clar problema asta și împreună cu țările baltice. Noi aici, împreună cu frații noștri de peste Dunăre, specialiștii murături și castraveciori murați, noi încă dormim pe aici, dar nu prea ne interesează problemele astea. A fost o rezoluție anul trecut în Parlamentul European legat de dublu standard la produse în general pe zona alimentară, că noi activăm în zona asta și suntem la curent cu tot ce se discută acolo și ne interesează foarte tare. Dar a rămas așa, un fel de discuție. Domnule, stați liniștiți că luăm măsuri. Luați același produs din România, în general din rețelele astea mari, gen Lidl, gen Kaufland, gen Mega Image, gen nu știu ce, și luați același produs din Germania sau din Austria, că e mult mai aproape, sau chiar din Ungaria, și o să vedeți exact dacă există vreo diferență. Faceți experimentul ăsta la orice produs alimentar. Că pateu, că biscuiți, că păstrăv, că orice. Asta este o nedreptate strigătoare la cer. Punct. Pentru că este o nedreptate și în al doilea rând s-ar putea să găsiți noi să cumpărăm produse de mai proastă calitate la niște prețuri mai scumpe. Ceea decât ce le avem noi. Da. Da. Deci e o discuție lungă și aici. Dar cum am trimis la fiecare ciclu electoral numai imbecili la Bruxelles, stați liniștiți că nimic nu se va schimba din perspectiva aceasta. Deci cu Rareș, da. Bogdan, vârf de lance, și cu Traian Băsescu acolo, care a mai mișcat el așa ceva în limitele care le are și el. Care s-au permis. Care s-au permis, da. Și care s-au impus, ca să zic așa. În rest, liniște și pace, nimic nou de pe front de salute. În rest, stai liniștit că nimeni nu mai interesează. Dar știi care, știi ce, dacă uite, ai curajul... Scuză-mă, Robert, foarte important. Fiți foarte atenți când cumpărați citrice. Gen, o spun și vouă și oamenilor care sunt pe live, în special la lămâi,
Pentru că veți Aoleu, observa... nu mă speria, că acum mi-am luat. Nu, 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 nu. Foarte mare atenție în momentul când că sunt anumite rețete care folosesc coaja de la lămâie. Nu știu, la prăjituri cred că se folosesc sau ceva de genul ăsta. Da, așa. Știu că se rade coaja respectivă. În general, lămâile care ajung din România ajung fie pe filieră grecească sau care ajung pe filieră grecească, ajung pe, de fapt pe filieră iraniană și pe filieră turcească. Au un strat de pesticide, pesticide extrem de toxic, extrem, extrem de toxic. Nu mai mă sperie, deci că mi-am băgat 3 felii, 4 felii în apa asta. Deci ai băgat-o, da, dar nu... Le-a spălat bine, dar pesticidele au rămas. Nu poți să le speli, pentru că ele pătrund destul de adânc în coajă, nu ajung în fruct efectiv. În epiderma lămâiei. Știi? Da, dar taie-le alea, cum îi zice, taie porțiunea aia de coajă până la... Nu, acum mi-ai spus prea târziu, dar de aici înainte așa, o să... Și la fel și la portocale care vin din, din Grecia, care vin din, așa. Tot așa din Turcia, pentru că noi aici suntem oarecum, dacă ar fi ajuns aceste produse în vest, în Ungaria, în Germania, în țările nordice, nu mai zic, nu ar fi fost comercializate din cauza prezentelor acestor insecticide pe coajă, care este foarte, foarte, foarte toxică. Nu muriți în secunda a doi, nu vă crește a treia dar mână. Dar în timp, dar, dacă te crândești așa, normal. Așa, da. Dar efectele sunt destul de serioase și de luat în serios. Deci nu le consumați coajile. Aveți foarte mare grijă, la fel și la mere. Da, la mere, evident. Totdeauna urmăriți, e mai complicat acum, dar intrați pe site-ul Uniunii Europene la zona de siguranță alimentară și o să vedeți acolo niște coduri de produs care se apar pe produse, care sunt etichetate produsele cu acel cod de produs și care este declarat conform. Și urmăriți în general produsele care vin din Polonia, din țările baltice, deși la partea de legume, fructe mai puțin, sau din zona Italia, Spania. Bă, dar eu am sunt înțeles să le vin că bulgarii sunt foarte buni în legume. În legume, dar în legume care le cumperi de acolo, de la ei, direct de la sursă. Pentru nu că de la țărani, nu? Afară. De la ăștia, micii. Da, pentru că legumele la noi, majoritatea care ajung pe filieră turcească, ajung pe filieră iraniană, vinete din nu mai știu pe unde. Noi nu prea reușim să intre producătorii de legume și fructe autohtoni, care și ăștia folosesc la greu pesticide și insecticide, mult peste dozele admise. Aici este un fel de delay totală și nu reușesc să ajungă pe galantarele din hipermarketuri, dar nici nu se asociază între ei. În sfârșit, iarăși am deviat, iartă-mă, Raymond. Nu. Eu... Deviat, foarte bine că mi-ai spus. De ce? Foarte bine. Orice informație este super nu, bine. Dar să știți foarte bine în ce privește citricele. Deci, insecticidele alea nu reușesc să ajungă până în pulpa fructului, până efectiv pielița aceea, dar tot ce înseamnă coajă nu o folosiți în niciun fel, nici la prăjituri, nici la... La nimic. La nimic. Deci efectiv a curățat-o și aruncați drăcia aia. Dacă vreți neapărat coajă de lămâie, sunt anumite firme specializate care le fac în condiții de maximă siguranță și de igienă sanitară astfel de ingrediente de patiserie. Și, și oricum, palinca de la 50 de grade încolo luptă contra pesticidelor, contra elementelor nocive, așa, pe bune. Deci de la 53, 56, 60 bine, de grade, noi, palinca rupe. Generația noastră, dacă a prins zona de tech și toate porcările care le-am băut în mijlocul anilor 90, cred că în continuare suntem ok. Poate cu o speranță viabil, de viață ceva mai da. Scăzută. Ne-au, păi ne-au așa, străbunicul meu a trăit 80 și ceva de ani. După aceea bunicul meu a murit la 79, după aceea tata a murit la 69 și unchiul meu la 63. Și tu acum mă gândeam să mă evaluez și eu puțin, na, având 52 de ani. Mulțumesc, Robert, da. Până la 90.
Dar n-am ce să fac cu atâția ani, nu am ce să fac cu ei. De ce? Nu știu, decât să stau în prostia care se întâmplă acum. Mai mult trăiesc pentru generația asta, știi, ca să le mai dau și eu ce am mai învățat și eu bun și ce am mai primit de la Dumnezeu, da? Nu știu dacă e adevărat, am citit acum pe net o cugetare de-a înțeleptului nostru Arafat. Arafatul. Aoleo! De ce? Hai, și bine, că, hai, scritește-ne. Că, nu, că e mișto. Și că dacă nu aveți simptome, acesta este unul dintre simptome. Adică dacă nu ți-ai pus problema că ești nebun, dacă nu ți-ai pus problema vreodată că ești nebun, nu, că ești nebun. Bă, că nu e a lui. Aia cuiva, asta e. Nu spune că e a lui. Nu, dar fața cu nebunia e adevărată. Da. Că un nebun care se duce la spitalul nou și spune, domne, eu sunt nebun, de-aia am venit aici, am criză de nebunie, e clar că nu e nebun. Și dacă cineva se duce la spitalul nou și spune, nu știu de ce m-au adus aici. Ăștia sunt nebuni, nu știu, eu sunt sănătoasă, înțelegi? E clar că va rămâne acolo și are schizofrenie, știi? Da, schizo. Cum spunea topușarul nostru, fost Vali, aligafren. Aligafren, da. Aligafren, aligator, aligafren. Aligato. Aligator. Da. Aligafren. Știi ce... E spitalul de psihiatrie din cel mai mare din Franța și știi ce scrie el undeva la câțiva kilometri de Paris și are deasupra porții o înscriere în care zice ceva de genul cei mulți nu sunt aici, sunt afară. Ce mișto fază. Da, și majoritatea de acolo de fiecare dată spuneau în felul următor, stai că am aici un citat al lor, noi nu ne ferim de noi între noi, noi ne ferim de cei de afară, care sunt și mai mulți, și mai puternici, și mai răi. Mamă, ce chiar potrivită cu emisiunea de astăzi. Deci, domeniu psihic. Da. Măi, până la urmă... Dragoș, dacă ai ceva pregătit, dacă nu aș vrea să concluzionez pentru seara asta. Nu, vreau să pun visele care ne doresc. Nu, că mai stăm. Păi mai Piticule, stăm. Mai stăm o jumătate păi da, de oră. Înțeles, de zic. Da. E și Levin, e și tu și aveți mai multe de spus, te rog frumos. Păi, normal, nu scurta emisiunea. Da? Eu nu vreau, păi de asta îl întreb pe maestrul de ceremonii, moderatorul nostru. Vezi că te blestem, o să iei mai puțin bani la dreptul de autor dacă faci Robert, așa. Robert, bine, treaba ta. Dacă nu te cumințești, te scot din emisiune. Spui cât... Uite, l-am scos, să vadă că eu am putere. Cine are... Ai văzut unde e puterea? Bă, a fost o demonstrație de forță. Puterea e la femei. Da, da, știu. Puterea e la femei, bine, ca să știi și tu, da. Ele au bani. Ele au. Păi normal. Știi, domnul Fonotecar, unui conferențiar, nu vă dați mari. Domnul Fonotecar, femei, da? Dai o mai dai o melodie. Da. Așa. Hai. Când eram mic aveam dorințe mari. Să văd oceanele și munții mari, să fiu erou și să pot să zbor, să salvez lumea, să fiu nemuritor. Când eram tânăr m-am îndrăgostit, dar prima iubire m-a și rănit, și până la ultima am avut de așteptat un pic. Tata-mi spunea să dau tot ce am, nimic nu e nou. Mama-mi spunea să-mi țin inima departe de rău, să cred în visele care nu dor. În visele care nu dor. Am vrut să am putere și să-mi fac un nume, să las și eu amprenta mea în lume, să nu mai am prieteni care mă rănesc, să învăț cum să știu pe care să-i păstrez. Acum sunt mai mare și am înțeles că cei mai scump pe lume n-are niciun preț, și chiar dacă sunt prea să nu uit să mai visez. Tata mi-a spus să țin capul sus atunci când e greu. Mama-mi spunea să-mi țin inima departe de rău, să cred în visele care nu dor. În
când sunt cele mai grele momente din viață. Aleg să le trăiesc doar cu speranță. Am ales să nu mai pun la suflet și fiecare clipă s-o trăiesc doar cu un zâmbet. Vreau să fiu un om mai mare decât artistul. Vreau să pot convinge până și timpul. Lasă dragostea să țină ritmul. În viață am ales să nu fiu ăla tristul. Am avut de ales. Acum sunt mare și am înțeles. Bă, vă rog frumos, că fie, e foarte mișto, dar nu mai pot, trebuie să vă citesc. Te rog, te rog, din toată inima mea, te rog. Rog. Hai să ne distrăm în această seară. Da, da, da. Haide. Deci, ca la zoo. Mă rog, a fost un post despre mască, cu fără mască, nu știu ce. Și așa, bă, noi da. Sorin, care este de altfel un chitarist mișto, care cântă mișto, dar este din Târgoviște. Sorin zice, și mai cum? Bănoiu Sorin. Bănoiu, Bănoiu. Da, zice, i-am dat bloc de mult, de foarte mult. Așa. Și eu, dar eu mai sunt mai rădător. Zice, n-ai înțeles, masca e eficientă în primul rând pentru siguranța pasivă, adică dacă o poartă cel bolnav deja, pentru da? Că astfel atunci când strănută nu-și va mai arunca aerosolii, n-am știu ce. Deci dacă ăla e bolnav, trebuie să poarte mască. Și am spus și eu, zic, asta e adevărat, dar ce facem cu cei sănătoși? Zice, cei sănătoși? Cred că ar purta la piață cred că ar putea purta la piață o mască pentru a salva un părinte, bunic, etc. Lipsa de empatie a unora față de această problemă mă uimește. Și am spus: "Te rog, ești un om inteligent. Nu spune că cei sănătoși sunt de fapt, că eu am vorbit, am întrebat ce facem cu cei sănătoși. Și el mi-a dat pe asta cu empatia, cu nu știu ce. Zic, nu spune că cei sănătoși sunt de fapt bolnavi sub acoperire." Și am făcut așa. Poate fi purtători, adică omul ți-a dat-o. Așa, dar de unde știu cei sănătoși că sunt sănătoși? Își fac textul zilnic? Bă, deci asta este ceva. Da. Adică știu cei sănătoși că sunt sănătoși. Da. De unde știu că am infecție urinară? Că nu mă piși cu sânge. Normal. Ce s-a ajuns, Levine. Da, am dat-o grabă, iertați-mă. Uite, hai să vedem dacă pot. Adică, la asemenea, i-am dat bloc de mult, îl cunosc. Și declar public, i-am dat bloc de mult. Este un om chinuitor. Scuze, Levin, atâta, mai spun o propoziție. Mă îngădui o propoziție. Da, sigur. V-am mai spus și repet, și în viitor apropiat și îndepărtat, la fel o să fie. Aceeași idee. Există oameni care te chinuie și se numește un duh săltăreț. Pun foarte multe întrebări, n-așteaptă răspunsul la ele, nu-i interesează, nu vor să caute adevărul, ci doar caută gâlceavă și ceartă. Am zis tot? Da? Da. Gata. Nu, vreau să, dar nu știu cum să fac eu aici, să dau share la ecranul meu. La ce, păi, la ce văd eu. Uite aici, hai că ai dat. Se vede? Ah, ok, bun. Asta este structura COVID, da? Adică nu e important, e important doar să mă aud. Ca să înțeleg, ca să vă facem așa, da? Bun, deci tot ce înseamnă partea de înveliș extern este membrană de o proteină, realizată de către o proteină. Da? O proteină și un strat lipidic. De-aia ne freacă ăștia la cap cu să ne spălăm cu săpun, pentru că săpunul dizolvă tot ce vedeți voi, stratul ăla lipidic acolo, și aruncă în afară tot ARN-ul ăla dinăuntru. Da? În momentul când porți mască, cum spun ei, ok, nu mai elimini secrețiile acelea, dar ok, hai ca să ne întoarcem înapoi. Ca să ajungă acest virus, el trebuie să membrana aceea de virus, virusul efectiv, trebuie să ajungă în contact cu celulele vii. Exact. Noi la nivelul pielii, deci la nivelul tegumentelor, noi avem un strat de celule moarte, care ne asigură protecția împotriva astfel de paraziți. Deci a căzut ideea de mănușe.
mănușă, de paraziți, da? De, da, acade în momentul, dar de exemplu, poți să ai, de exemplu, la nivelul ăsta, poți să ai anumite răni superficiale. Că da. Te-ai lovit, că ți-ai prins mâna, că nu știu ce, la la la, da, da, da. Care reprezintă o portiță de intrare al oricărui parazit, al oricărui microb prin, da, în organism. Al doilea strat de celule vii sunt la nivelul ochilor, la nivelul globului ocular, pentru că aici nu avem niciun fel de protecție. Deci, în momentul când, deci principalele porți, singuri, de fapt singurile mari porți de intrare al virusului sunt prin intermediul globurilor ocular și prin intermediul gurii, efectiv când intră în, în asta. Bun, noi purtăm da, masca, eu bălesc eu mereu noaptea și încurcă și apa la păpeană. Dar, dar a purta masca aceea înseamnă a utiliza și o procedură care se folosește în spital. Adică, ți-ai pus masca, ți-ai dat-o jos, ai pus-o într-un așa, te-ai dezinfectat. Noi avem un mod foarte empiric de a purta masca. Procentual scade șansa de infectare. Dar ce faci cu produsul care l-ai, l-ai dat jos de la nas? Masca efectivă. Există recipiente, spații speciale unde să arunci aia? Bineînțeles. Bine, da? Nu există unde. Ce o faci? Ți-o bagi în geantă? Ți-o bagi în buzunar? Ți-o bagi în nu știu ce? Nu. Asta este, știți cum e, ca la serviciile de pază și protecție. Îți asigură doar așa un fel de iluzie a protecției. O semi așa. E, ok, da. Noi trebuie să dăm. Dacă te simți mai bine că ai masca pe gură, okay, pune-ți-o, că te simți tu mai bine. Ok, așa, dar nu mă obliga. Da, pitic, ai perfectă dreptate. Sunt în astea, dar nu mă obliga pe mine. Dacă eu mă simt puternic și nu am nimic, ce e Domnul Iisus cu mine? Ce vrei de la mine? Stai că l-am scos pe... De ce l-ai scos? Nu, n-am vrut să scot. Am făcut un procedeu greșit aici. Tu m-ai înțeles? Eu sunt de acord cu tine, pitic. Dar de ce să mă scot? De ce, auzi, de ce să mă scot? De nu, ce să mă obliși pe mine dacă eu mă simt bine? Eu am completat, Robert, n-am vorbit. Nu, eu te-am întrebat frumos. Nu e că nu sunt... A fost o întrebare retorică. A fost o întrebare retorică. Dacă eu mă simt fără frică, fără să sunt sănătos, tu mă consideri pe mine deja suspect, bolnav, mă închizi, mă faci... Dacă nu am că suntem singura țară care... Uitați, e o știre pe care nenorocit asta de presă din România n-a reușit să... n-a vrut să o bage. O fată, un copil minor din Galați a obținut în Insta. Foarte mișto. Okay. Foarte mișto, băi, foarte deci, mișto. Dar zi până capăt, deci, nu? Zi până capăt. Da, un copil din Galați a obținut în instanță posibilitatea de a se trata acasă, trecând peste o decizie a DSP-ului din Galați, care vrea neapărat să o bage, să stai în spital, să te tratăm în spital. Și asta? Nu, căile nazale au, e mucusul emi. E mucusul, sunt firele de păr din nas care asigură un rol de protecție, foarte mare. De acolo întotdeauna ai și cantitatea când ești într-un mediu poluat, efectiv mucusul, mucii efectiv. Da. Așa. Dar globul ocular și respirația și gura efectiv rămân cele mai importante căi de intrare expuse. Da, și noi avem tendința de a băga pe toată lumea în casă acum și să îi arestăm la spital. Noi nu avem DSP-uri. Deci haideți ca să o luăm așa clar. Noi nu avem DSP-uri. Direcțiile de sănătate publice au fost politizate până la Dumnezeu. Au umplut-o cu tot felul de pile, de relații, de mama naibii. Însăși cuvântul anchetă, care n-au știință. Da, și însăși cuvântul anchetă sunt așa puțin ciudat. A devenit un fel de... Încep să te blamezi pe tine dacă, Doamne, te-ai infectat, dacă te-ai îmbolnăvit, știi? Adică, vai, nenorocitul, da, leprosul. Noi te-ai, suntem... ți-ai rupt piciorul, ești nasol, că na, da, față de societate. Că ți-ai rupt piciorul. Eu sunt convins că lucrurile vor degenera și mai rău. Pentru că în momentul de față noi avem o transmisie comunitară destul de agresivă în 4-5 localități, orașe mari din România. Culmea că în Constanța înseamnă că ăștia au dat acolo cu testele și n-au reușit să depisteze. Iar lucrurile o să degenereze. Și o să degenereze undeva de la jumătatea lunii august,
dacă intrăm în sezonul rece, în toamnă cu temperaturi scăzute, s-ar putea să fie o problemă destul de mare. Și dacă, Doamne ferește, cum toată lumea ne-a avertizat, inclusiv ăștia din China, și mă uitam și la niște articole din South China Morning Post de azi dimineață, cum ne avertizează cu un val 2 al acestui virus nenorocit sub o altă formă, s-ar putea noi să nu terminăm valul 1 și să intrăm direct în valul 2 cu tot felul de alte forme mai agresive, dracu știe, Dumnezeu știe cu ce alte nebunii. Dar în sfârșit vedem și noi de ce imbecili suntem conduși, atât exact. La nivel politic, cât și la nivel de analiză și sinteză din zona de inteligență, și aici nu mă sfiu să spun, că da. Am văzut că în ultimile zile problema lor cea mai mare este Hagi Sofia. Ce impact o să aibă Hagi Sofia dacă este făcută moschee? Extraordinar. Deci noi de problemele astea ne interesează. Da, dar nu putem noi să trăim aici, nebun. Da, asta este cea mai importantă. Și baba să piaptă. Da, asta este cea mai importantă problemă. Ce face Erdogan la Istanbul și ce se întâmplă cu Hagi Sofia? Da, bineînțeles. Da, nu, ai dreptate. Nu suntem în stare să facem analize și mai ales îmi dau seama că dincolo de orgoliu, de orgoliile proste, știi, este și multă prostie. Sunt niște oameni din Singapore, din Coreea de Sud, care și-au oferit serviciile de a veni și de a asigura asistență. Nu cred asta, pandemie. Nu cred. Da. Să-mi spui că gratis. Nu e vorba de gratis. Robert, până la urmă nu contează că era cu bani, că fără bani nu contează. Important e că niște oameni care au meciuri în picioare, care sunt experți în așa ceva, care se pricep în așa ceva. Bine, și în condițiile în care România se plânge de personal. Da, și oamenii deci, ascultă-mă puțin, Levin, două secunde. Fen, exact cum e Raymond. Deci Raymond este un om, un muzician, un compozitor, un producător, așa, care n-a cerut nici 5 bani și a venit cu noi în emisiune să ne ajute și să dea o știință, o cunoaștere pe care este foarte greu să o dobândești. Trebuie să citești foarte multe cărți, foarte multe link-uri, adică îți iau poate o viață de om. Și trebuie să fii și muzician, că așa. Dacă nu ești muzician, nu le înțelegi. Și auzi răspuns. Dau un singur exemplu, ca să închid gura vrăjmașului, da? Și că proconsul și să nu amestecăm lucrurile. Cum? Ești nebun? Pe cine a amestecat? A amestecat cineva muzica noastră cu ce se vorbește aici? Muzica noastră este eternă, ea rămâne până când înveci, așa, e frumoasă. Și Raymond îți spune niște chestii, fraierule, care ești tu, ca să vorbesc așa cum vorbește Budeanu, așa, fătălăule, așa, îți spune niște chestii pe gratis. Levin îți spune niște chestii și mai inteligente din politică pe gratis. Așa, economic, industrial, așa. Dragoș îi spune niște lucruri și Robert face haz, dă-ne caz pe gratis. Și tu pe noi ne acuzi? Era normal să iau poziție data trecută și să mă supăr pe mod respectiv. Dar am văzut că, fiind un pic incisiv, omul și-a revenit și uite că acum e cu noi și este foarte fericit și a intrat și în el puțină serotonină și, cum ai spus, Dopamină. Ai văzut că se împlinește treaba? A intrat în om, dopamină și serotonină. Gata, bine. Suntem bine. Da, se poate mânca ciocolată multă pentru dopamină, nu numai muzică. Da, te îngrașe, te faci cât malul mâncați. Auzi, ca să dau în casă, era păpușel și s-a dus să mănânce, știi, când am fost acum la Mera, știi? Și el mânca acolo, era cu băiatul lui Dragoș. Cu Mati, un copil extraordinar, binecuvântat. Și mâncau împreună, știi, că e fanul lui și îl vede tatuat, mișto, cu mușchi, cu alea, știi cum e păpușel al nostru. Și el de la distanță îmi face, să trăiești, Balu? Urma să mă arunc în piscină? Dacă și eu, să trăiești, ursul Balu? Da. Înțelegi ce? Stai ce zic, da? Da. Deci, oricât mai așa, mergem, nu poți minți Dragoș. Prin aspect, pentru că prin aspect nu ai cum să minți. Că știi ce zic? Da.
Asta. Dacă pe ăsta, uite, eu aș vrea să concluzionez cu două exemple. Stai, Cotor Alin, stai mă, că avea o părere bună despre noi, uite. Chiar. Deci aveam altă părere despre proconsul, acum toată lumea este epidemiolog. Haideți, oameni, să ascultăm de epidemiologi care sunt. Care sunt mă ăștia de încredere? Că aș vrea și eu să știu care sunt epidemiologi. Care sunt, pe bune? Doar ei sunt specialiști. Piticule, ne lungim azi, cu încă 45 de minute, de la mine. Nu vrem planuri de viitor, că nu există niciun viitor până nu se termină cu porcăria asta la care sunteți complici toți ăștia care Zimă, aveți un rating enorm de 7 persoane online. Poate ar trebui să vă întrebați oare de ce. Doamne, ce limbaj, chiar sunt dezamăgit de proconsul. Fă o scrisoare și Vreau că dezbateți idei din domeniul vostru, planuri de viitor. Da. Alin, da. Domnul Cotor Alin, aveți aici în stânga singurul prost din România. Poate că să-i văd fața lui Levi. Scoate aia de pe ecran. Gata, zi, Levi. Care în spațiu public. Levi, tu îi vezi că ești unul din cei 7, ai grijă. Da, nu am grijă. Care... Vezi ce răspuns? Fii atent ce răspuns! E pe care îl utilizați. Da, eu n-am dar acest limbaj pe care îl utilizați, te rog. Doctorul Rafila este singurul specialist din România care până în momentul de față a vorbit de tratamentul și de greșelile de tratament care se fac în ce privește COVID-ul. Iar cum vă spuneam aici de față, aveți un singur prost din România care a avertizat de pe 12 februarie în mod public atâția oameni cât am eu în listă din grupul nostru de oameni că avem în față o situație extrem de complicată. În momentul în care în România se făcea o alegere anticipată, se cânta la mandolină Și toată lumea era... Și era doar o simplă gripă. Care da, și era șeful de la Cotroceni care banaliza răceala. Deci, iar lecții despre epidemiologie și despre virus, credeți-ne că nu ne poate da nimeni, mai ales în perioada în care am acumulat atâtea informații, am analizat nenorocitul ăsta de virus din toate punctele de vedere. Partea proastă e că pe noi nu ne întreabă nimeni de sănătate. Dar nici noi nu vrem să neapărat, nu insistăm prea mult să fim întrebați. Ok, nicio problemă. Expertiza noastră este de căcat, ca să zic așa, ca să mă exprim cât mai... Așa, noi o vindem pe bani. O vindem pe bani multinaționalilor, anumitor centre de financiare care încearcă să-și prognozeze și să-și creeze anumite tipare de comportament economic în funcție de analizele noastre. Statul român, tocmai aici unde este fără bani, statul român și dumneavoastră special, urmăriți statul român și credeți-vă în autorități. Rugați-vă să n-ajungeți vreodată în locul lui Raimond într-un spital din România care sau la lângă... că nu mai scapi. Așa. Și să aveți oarecum și înțelepciunea și harul de sus să ieșiți din acea situație cu bine. Aș vrea să nu e vorba de toată lumea epidemiologie, e vorba de toată lumea care ne interesează. Ne interesează ce se întâmplă cu... Te rog, Raim. Aș vrea și eu să spun ceva vis-a-vis că ce de raha suntem noi că avem doar 7 pe care ne ascultă. Vreau să spun ceva. A fost un băiat mai cu vreo câteva sute de ani în urmă care a scos o simfonie și care toată nu le-a plăcut la nimeni. Dar vă rog să poate mă aude persoana care a postat. Persoana care a postat mai devreme, sper că se audă ce spune acum, nu pentru voi. Și eu sper la fel, care a spus că sunt doar vreo 7 fraieri care ne urmăresc pe noi. Păi și finalul emisiunii, mai sunt 5 minute și terminăm. Așa, nu contează. Vreau să spun de un alt mare fraier de acum 200 de ani, care a făcut o simfonie și care n-a avut nici măcar pe lângă el un singur susținător. Acea simfonie se numește Sinfonia a V-a, acel fraier se numește Ludwig van Beethoven, iar când a plecat prima navă în cosmos trimisă de planeta Terra și s-au pus cele mai importante lucruri
Exact, ca dacă ne va descoperi vreo altă civilizație inteligentă, una dintre, la capitolul muzical, s-a făcut un sondaj mondial, deci nu l-au hotărât americanii. Au făcut ei un sondaj mondial și au zis, domne, care este cea mai reprezentativă lucrare muzicală de pe planeta Terra pe care să o putem pune pe nava aia ca să arătăm, uite, noi au pus un specimen din artă, nu știu, Da Vinci, au pus descoperirile noastre, clar că suntem noi de proști sau de deștept. Vocea a fost John Anderson de la Yes. John Anderson de la Yes. Și s-a pus sinfonia, un fragment din începutul Sinfonia 5 de Beethoven. Pa, 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 pa. Deci când a plecat nava asta și care a vorbit că pe pământul ăsta facem și noi muzică, s-a pus acest fragment. Acest fragment nu l-a băgat nimeni în seamă, iar acel compozitor a fost considerat mult timp un nebun și post-mortem, după mulți, mulți ani, au început oamenii să-și dea seama ce geniu a fost printre noi. Asta vis-a-vis de calitate versus cantitate. Există prostituție muzicală pe acest pământ care aduce miliarde de vizualizări. Și există formații care fac calitate și poate că au unu sau doi urmăritori, dar le schimbă viețile la acel unu sau doi. Și atunci înseamnă că menirea acestei formații și-a atins ținta. Asta este tot ce am de spus. A, ce frumos ai vorbit, Raimund. Domnul să te binecuvânteze. Foarte Amin. Frumos ai vorbit. Da, foarte frumos. Dacă foarte unul frumos. Singur, unul da. Singur, i-a fost de folos, s-a meritat toată strădania acestei formații pentru 30 de ani de activitate. Așa e, așa este, este frumos. Și oricum a fost o emisiune foarte, foarte frumoasă. Levi ne-a vorbit. Deci nu am cuvinte, exemplar, ci de o înțelepciune și de o inteligență și de o cunoaștere. Iar tu, Raimund, la fel, așa, Dragoș este, nici nu discutăm, fratele meu, le doare la bască, ca să zic, vorbesc așa puțin mai vulgar, așa. Aici este înțelepciune, cunoaștere, bucurie, așa, fără bani. Cine se împietrește și cine aruncă cu pietre, noi, așa, pietrele se vor întoarce asupra lui. Amin. Mai țineți minte că noi acum cam avem aceeași vârstă. Cafeneaua literară din Cismigiu? Normal. Mai țineți minte? Robete, da? Mai țineți? Da, cum să acolo, lasă-mă pe mine acum. Acolo, dar zic așa. Să joc și dar nu vreau acolo, să joc și cu tine acolo. Nu vreau. Nu vreau acolo să venea așa. Venea Mădălin Voicu. Veneau ăsta Micu, care a mai intrat cu noi în emisiune. Bine, venea Pavlică. Pavlică, o secundă, Pavlică, de la Radio Difuziunea Română, da? Da, de la da, radio da, mare producător. Director, sau ce Sigur. Am înțeles că e acum. E producător, el a fost pianist, da. Da, el, lumea nu știe, dar a fost pianist de tale, pianist concertist de tale internațională. De tale internațională, nu națională, internațională. Și veneau acolo oameni ca, la fel, din domeniul de literatură, de pe la Tonița, liceu de arte, de pe la, nu știu, universitate, de pe la arhitectură. Și ne strângeam acolo și beam o cafea și mai comunicam. Știți cât? Poate vă aduceți aminte. Ăla e un loc cu, nu știu, cu vreo 4 mese, ceva de genul. Deci mai mult de... No, s-a mai lărgit un pic acum, Ana. A, da, dar atunci, pe vremea aia, mai mult de 20 de oameni nu intrau acolo. Vara, da, când se mai lărgea cu terasă, cu alea mai puneau niște mese. Te referi oameni la bărbați sau și la fete? Că nu înțeleg când spui oameni, te referi la... Cafeneaua literară, mă, din Cismigiu. El, știu, dar erau 20 puțin. De oameni. La ce te referi? Da, la oameni, bărbați 20 sau și la oameni. Fete? Hai să zice că veneam cupluri, da? Fiecare venea cu... Asta nu înțelegi ce spun. Cu prieteni. Da, a, cu o prietenă. Deci erau 20 de oameni și o prietenă. Da? Deci femeia nu e om, ferea nu e o băutură și cu ursul nu te joci. Gata, am înțeles. Bine. Ok. Gata.
Da, ei, bă, în orice caz, oamenii au ce dreptul să aibă, au, scută-mă, oamenii au dreptul să aibă păreri, fiecare poate. A, să da, spune... da, uite, 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 ce frumos ai zis, ești liber. Da, deocamdată. Da. Știi? Adică nu... Liber. Eu nu mai discutăm după 16 august. August, da. Noi, eu bine, noi suntem în aceeași găleată, toți gărăm la gămadă. Da, din cauza, din cauza unor oameni care gândesc așa, de asta suntem aceeași găleată. În știi, spunea cineva că dacă vrei să mulțumești pe toată lumea, e cel mai bine să vinzi înghețată. E cel mai exact. Sau suc tech. Sucurile tech. Da. Sucurile tech. Da. Așa că... ce am să spun? Nu, nu cred că, că este o problemă de, de înțelegere a lucrurilor. Este, aici e ca la televiziune, frate. Nu, uite că de, au crescut la 16, deci nu mai suntem 7, suntem 16, 18. Ia uite, acum da, 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 așa, da, așa, așa. Ai văzut, Raymond? Ai văzut? Da, da, ai văzut? Te-ai zilit acum? Uite așa crește brațul ăsta mare. Deci începe ușor, ușor, se face mai mare. Crește, chimic. Într-o ediție următoare, dacă e să mai reluăm oarecum tema asta și să fim sănătoși și toate lucrurile să fie cât de cât într-o anumită ordine, să nu degenereze prea tare, o să aduc un membru din echipa noastră de analiză, un sociolog foarte bun, care o să vă explice exact în amănunt și simplu pentru toată lumea să înțelegeți ce impact devastator are din punct de vedere sociologic această pandemie și cum ne împarte pe noi niște triburi. Da. Oricum, oricum eram dezbinați de zona politică, de zona. Corect, de, așa este. Așa de, este. De ce înseamnă așa percepția asupra vieții atei versus credincioși, agnostici, progresiști versus conservatori. E, noi am creat pandemia asta, a creat niște falii și mai adânci. Au apărut alte fisuri. De la negaționiști până la conspiraționiști, până la nu știu ce, toate într-o supă de asta sociologică în care dispare nuanța de cenușiu. Deci nu mai există zonă de mijloc în care să aibă oarecum punți de dialog, să reușești să crești punți de dialog. Nu, toată lumea se radicalizează și ori ești cu noi, ori ești, nu ești, ori ești împotriva noastră. Dar ce, știi, știi cine a spus treaba asta? Stai. Știi cine a spus asta? Ori ești cu mine, ori ești împotriva mea. Cine a spus? Dacă spui, îți dau 10. Și o sticlă de vin de 30 de ani vechime. Eu o cumpăr. Nu știu. Iisus Hristos a spus, oricine nu este cu mine, mai devreme sau mai târziu, eu traduc acum în spațiile albe, mai devreme sau mai târziu va fi împotriva mea. De ce? Pentru că oamenii spun, păi eu n-am nicio treabă cu voi creștini, voi credeți ce vreți. Bine, dacă eu cred ce vreau, de ce mă prigonești? Eu cred ce vreau. Nu te-am atins, nu te-am lezat. Nu, da, se creează o să vă explice. O fiindcă a avut dreptate, ăsta era răspunsul. Fiindcă a avut dreptate. O să vă explice pentru că sunt niște fiindcă a avut dreptate. Și asta se descoperă acum. În America distrug biserici creștine, catolice, ortodoxe, penticostale. Nu în America. Arestează. Nu doar în America. Uite-te în Europa, ars Notre Dame. Da, bine. Da, sigur, în Scandinavia. Deja se transformă. Se transformă adică... în grădina zoo cu catedrala respectivă. Bagă un elefant, un leu și îi hrănesc acolo cu ceva șerpi. Înțelegi? Normal că da. Eu vorbesc la nivel de America. De ce? Pentru că America este statul care contează cel mai mult. Pentru că el a... așa, gata, m-am oprit. Da. Da. Deci nu este, nu este... Este o axiomă. Cine nu este cu mine va fi împotriva mea. Și se vede clar, se vede clar. Mi-am pierdut zeci de prieteni, am dat zeci de blocuri acum, zeci, și le mai dau sute, mii, șterg Facebook-ul, fiindcă sunt proști și n-au minte, până nu le intră tamisa, până nu le intră tamisa în casă. Până, așa, cât mai am acolo? Păi mai am 25 de milioane. Păi cât te țin măia 25 de milioane, măi, muzicantule? Păi o săptămână. Și după aia ce o să faci, măi, muzicantule? Că te duci la Cățu și îți spune Cățu, reprofilează-te. Da? Păi Cățule, atunci du-te și tu și intră într-o operație chirurgicală acum. Acolo, la o masă. Cum să mă reprofilez dacă fac de 25 de ani același lucru? Eu, cu Dragoș și cu Raymond. Ești tâmpit la cap, boule. Cum să mă reprofilez? Noi asta știm să facem.
Noi suntem artiști. Și încă ceva, oamenii nu ne vor pe noi dugravi. Pleacă imediat. Dar nu știu dacă oamenii n-ar vrea pe noi dugravi. Cum să mă reprofilez oamenii... dacă eu fac de 25 de ani treaba asta? Cum să mă... Am 53 de ani, cum să fac? Adică ce vrei să fac? Să fiu portar? Să fiu de ăsta care dă pensiile? Ce vrei să mă duc? Să-ți iau temperatura la McDonald's? Ești nebun? Cum să mă reprofilez? Păi am compus cerul ăsta, a compus pentru tine, Dragoș, a compus un om mai bun. Ce vrei să facem noi? Ce vrei să facem? Băi, băgați-vă mințile în cap. Ce să-și bage mințile în cap? Că în continuare suntem conduși de niște cretini. Dacă care... nu vreți să vă băgați mințile în cap, venim peste voi. Da, să dea Dumnezeu să te audă, Robert. Să mă audă? M-a auzit așa, în mai. Și să caște larg mințile acestei națiuni care... Bine, azi... uite, Dumnezeu m-a auzit, Raimond e martor. Nu scapă nimeni. Bine? Bine, nimeni nu scapă. Așa okay. Să fie. Love you, my man. Așa să fie și... Iertați-mă că n-am participat activ. Am făcut conversație. Păi n-ai cum să particip când fac o criză de nervi. Normal. Na. Păi nu, dar acum am un col în cap și nu știu... nu știu unde mă aflu. Și mă conversez cu acest bănoiu, Sorin, care este foarte mișto, gagiu. Bă, dacă deci, n-ai vrut să-i dai bloc... Nu vreau, că mi-mi place. Mi-mi place să dau bloc cu oamenilor. Mi-mi place să... plac dezbaterile, spune Dragoș, îți plac dezbaterile. Eu am ajuns, eu cred că e o vârstă la care încep să devii oarecum imun, știi? Eu până acum un an de zile, deci tu imaginează-ți un om în postura mea care totuși am niște pretenții totuși de la mine și de la oamenii din jurul meu, să stau să mă cer cu niște nebuni pe internet, să stau să mă înjur cu ei și cu eu niște descreierați pe Facebook și cu nu știu ce. Știi? Nu mai încerc. Doar le dau niște, cum să spun, îi atât, le bag bățul în gard așa. A, nu, bine, tu, aia nu, dar eu am trecut de stadiul ăsta, nu mai stau să mai înjur. Deși Facebook-ul la nivel social este o supapă de fulare enormă. Dacă n-ar fi existat Facebook-ul, azi cred că... Era un război peste tot. Eram... Omorau, da. Dar asta nu este. Auzi, ne-a mai stopat un pic, ne-a mai oprit. Da, nebunia. Mai... În cazul țării noastre, asta nu e neapărat bine. Da, așa e, dar... Adică... Da. Dar în general la noi anumite categorii de persoane au ideea să-și impună oarecum punctul de vedere cam cu barda și cu toporul. Adică noi aveam de exemplu la țară, că eu sunt născut într-un oraș mic de la malul Dunării și când mai fugeam la alte discoteci de la țară din zona orașului meu, în tinerețea mea, de exemplu, venea acolo un băiat care lua o fată la dans și o întreba de genul dansezi? Și ea spunea nu. Și el îi răspundea foarte clar. Se uita așa adânc în ochii ei, oarecum înțelegând-o și spunea ce faci figuri? Cam așa se pune și acum adică, situația. Băi, uite. Astăzi am văzut de la un bătrân, care e muzican bătrân, nu-i dau numele, i-am dat bloc. Până încă alți 30, 50, 100, nu contează. Așa și care studiul respectiv va arăta că cei care nu doresc să poarte mască, sunt irascibili, sunt ăștia care vor să facă revoluție și așa, auzi studiul ce descoperea. În primul rând sunt, cum se numește ăla măcare, narcisiști. De ce eu, dacă nu vreau să port mască, sunt narcisist? De ce? Că vreau să mă văd în oglindă fără mască. Robert, ce bine stă fără mască. Robert, ești un om liber. Ce frumos ești ca un om liber. Ce frumos arăți, ce buze. Ce buze. Hai puțin. Deci cum să mă faci narcisist, dementule, că nu vreau să port o mască, dementule, care ești tu, dementule, ca să-l parafrazez pe Becali. Te dau afară din emisie, nu înțelegi că te iau mau. Da. Deci bănoiul Sorin spune că nu ai cum să fii liber. Pentru că eu am spus, zice, toți vrem să momentan nu se poate, pentru că vrem să salvăm vieți. Da. Bă, suntem o țară de salvatori. Levin, hai să ne retragem, da? Bine, hai că nu, moment... vreau să dau și aici la...
la o chestie da. Foarte da. Interesantă. Da, stai, dar până dai cu e tehnică, dar hai să lăsăm pe Raimo să concluzioneze seara. Ah, okay. Ca să putem să închidem, că totuși mențiunea este muzicală. Ca să nu-l... Uite, Cotor Alin ne-a spus că planuri de viitor, că alea. Deci, te rog să concluzionezi din punct de vedere al lecției de astăzi și după aia ne batem cu... Bine, Pitic, ai ultimul cuvânt. Bine. Nu, ce cere? Nu, mă, penultimul. Piticu, ce cere? Penultimul. Piticu, ce cere? Bine. Da. Deci, pentru cei 6 care au mai rămas, da? Pentru scrisoarea, adresez în scrisoarea celor 6 care au mai rămas, da, urmăritori la ora asta, le adresez un călduros, o călduroasă invitație și pentru ziua de vineri, când vom continua discuția noastră în această incursiune pe care o facem în domeniul sonosferei și să vedem care este impactul muzicii asupra omului din punct de vedere psihic și ca să fie cum ar veni așa cu fundă roșie această invitație, aș vrea să le spun că emisiunea viitoare vom vorbi de impactul sexual din punct de vedere psihic al muzicii. Așa. Și să aibă grijă la rămâneți pe aproape. Vor fura foarte curând. O să ia niște zeci, sute mii de lei, depinde cum au așa bugete. O să fură de acolo și niște, dacă au cumva prezervative. Să se aștepte. Da. La ce e mai rău. Deci am concluzionat, am terminat. Bun, eu fac predicția mea. 17 august o să ne trezim cu un nou set de măsuri din ce în ce mai restrictive, în mod cadențat până pe data de 26-27, în care în mod sigur ne vom trezi cu o faimoasă stare de urgență în care iarăși se va militariza întreaga structură operativă și în care totul se va decide prin ordine de comandant de acțiune de gestiunea stării de urgență. Iar starea de urgență, doamnelor și domnilor, vă face aici domnul Levin Strauss Aptișa, o predicție că ne va ține cel măcar o lună de zile. O lună de zile în care iarăși vom închide economia, vom închide străzi pustii și alala, când, bineînțeles, pentru sănătatea poporului, pentru a opri pandemia, pentru a opri așa, iarăși dezastru, iarăși vechile licitații și iarăși poveștile cu uniform și alte. Cred că dacă procurorii s-ar apuca de mâine, toți procurorii din țara asta, să lucreze la cât s-a furat în timpul pandemiei ăsteia, cred că în 2 ani nu termină toate dosarele. Mamă. Deci s-a furat ca în codrul verde, deci n-a mai rămas spital și cred că zonă de direcție de sănătate publică care să nu fi umflat contracte, să nu fi achiziționat teste neconforme, măști neconforme, combinezoane neconforme, papuși neconform, ce vreți voi, totul neconform, într-o bătaie de joc la adresa banului public și adresa oamenilor care cât de cât mai plătesc taxe în țara asta și... Și ne mai și certe pe deasupra. Așa, și bineînțeles că suntem certați tot timpul că noi, populația, suntem de vină. Și că, de fapt, dacă noi încingem hore și nu știu ce la Constanța, de acolo vine COVID-ul. Da. Invit pe toată lumea care are Instagram și care are Facebook să intre pe, nu știu, niște cluburi de noapte din Saint-Tropez, din Palma de Mallorca, din Spania, din Franța, din Germania, de unde vreți voi. Și să vedeți voi acolo ce hore și ce chilabau și ce destrăbăl total este. Și nimeni nu mai urlă și se suie pe pereți. Pentru că într-un război niciodată nu stați pitiți în casă, te ieși cu arma în mână și te lupți. Indiferent că este vorba de un război asimetric, cum este o urgență pandemică, în care
ei ar fi trebuit să crească tot ce înseamnă numărul de teste, de produse, de teste, pentru că și testele astea au un grad de gherlă, ca să-l numesc. De așa, eroare, de eroare, de eroare, de eroare. Da? Fie din cauza 30% minim, minim 30%. Nu am datele astea, dar există. Fie din eroare umană, fie din eroare de aparatură. Nu au crescut la o capacitate enormă paturile de ATI și zona de ATI. Ei zic în felul următor, și asta reprezintă modul lor de a se spăla pe mâini, că domnule, nu avem personal medical. Ok, plătiți-i pe aia din Franța, din Germania, de trei ori cât câștigă. Și Corea? Care sunt români, care vorbesc română, vorbesc de personalul medical, da, care lucrează în afara României. Aha, și aduceți-i cu oamenii aia înapoi acasă, dacă tot vreți să faceți așa un mare plan de țară. Și corect, haideți să vedem corect cum... Da? Nu. Totul s-a rezumat la niște produse neconforme, care, ca să șteargă urma nenorociților, că vă vedem că nu sunteți chiar siguri în țara asta, le-au trimis în Republica Moldova, mă, fraților. Înțelegeți, băi, ca procurorii să nu pună mâna pe probele alea care sunt produse neconforme, cumpărate la prețuri de 4-5 ori, au organizat o donație către Republica Moldova și aia le-au luat și ce-or fi făcut și aia cu ele, dar ideea e ca să le șteargă urma. În halul ăsta suntem în momentul de față ca și națiune, ca și la nivel de instituții. Ultimii oameni. Da, conduși de niște... Păi ce pretenții să avem de la un medic care, în sfârșit, e complicat, o dau în alte. Eu zic să nu ne creăm iluzii prea mari și să ne creăm așteptări doar de la noi, de la frații noștri, de la prietenii noștri, de la familia noastră, de la Dumnezeu și atât. Frumos, frumos, așa, vorbi foarte frumos. Să ne rugăm la Dumnezeu și să creăm mișcarea de rezistență. Mișcarea așa de rezistență este individuală, în grup, așa cum au fost și oamenii ăia pe vremea comunismului când se refugiau în munții Făgărași, cam așa și noi va trebui să învățăm să ne adaptăm și să supraviețuim într-o țară condusă de prea mulți demenți, de prea mulți tembeli, și în care să învățăm să ne apărăm interesele, să ne apărăm familia, să ne apărăm sănătatea, să ne apărăm integritatea și corporală și mentală și sufletească și ce vreți voi, de o adunătură de imbecili. De imbecili. O spun azi de ziua imnului, din păcate. Da. Oameni din, păcate. Din statul român, la care am niște așteptări enorme, văd că, din păcate, nu-și găsesc curajul necesar să iasă din bula respectivă și să facă un pas în față. Dar de ce, mă, de ce, mă, Levin? De ce? De ce? Pentru de ce? De te ce? Teamă, te teamă, te teamă de confortul personal. De salariu. Pentru unii care sunt în vârstă, nu mai au ce pierde. Ba da, iau întotdeauna oricine are ceva de pierdut. Dar problema e dacă reușești să ieși peste chestia asta și să-ți asumi niște responsabilități, poate ceva mai mari, dincolo de familia ta și de tine. Mai ales dacă ai făcut cândva parte dintr-o structură a statului român și cunoști în ansamblu ce înseamnă arhitectura instituțională a statului român. În schimb, dacă ei se comportă ca niște lași, atunci înseamnă că niciodată nu și-au meritat funcțiile pe care le-au avut, că au însemnat funcții de responsabilitate în statul român. Și întotdeauna caracterul și tăria unei persoane nu se măsoară în vreme de pace și în vreme de liniște, că în vreme de liniște toți ne dăm patrioți, toți defilăm cu steagul, toți ardem cu securitatea națională și cu diplome și cu teze de doctorat și nu știu ce. Dar în vremuri extrem de complicate, atunci se cerne greu de neghin. Și acum suntem într-un moment de genul ăsta în care eu personal nu mai am nicio așteptare de la nimeni, decât de la oamenii din jurul meu, de la voi, de la Dumnezeu, de la un număr extrem de puțin de oameni, pentru că îmi dau seama că intrăm oarecum într-o zonă de disoluție socială și de disoluție statală, în care pe fondul unei situații medicale și oarecum scăpată de sub control, fiecare începe să-și urmărească agenda lui proprie. Că vorbesc de partide politice, de grupări de acolo, de anumite zone mai întunecate din statul român, fiecare are agenda lui. Și în general nu prea interesează cam ce se întâmplă în general în economie. Dar în momentul când o să, vorba lui Robert,
când o să înceapă să urle Fomica, atunci o bună parte din populația românească se va trezi. Părerea mea. Să nu fie prea târziu. Doamne, ai milă. Nu, asta nu știu. Amin. Rămâne de văzut. Important Dragoș... este să vedem noi cum noi ne descurcăm. Dragoș, lasă-l pe ăla, că... Am vrut să-l invit Bun, deci este ora 11. Terminăm într-o notă foarte frumoasă cu o piesă pe care sigur absolut toți cei 7 care suntem aici, celor 6. Așa. Păi nu că le vine cu noi, au mai rămas 6. Da. Da, și au mai rămas 2, că dacă sunt, sau 3, că noi suntem 4. Da. Deci, o să placă tuturor. Ne-am rămas bun. Ne vedem vineri cu ajutorul Dumnezeu, pentru că dacă tot nu mai plecăm la satul mare, de ce să nu ne întâlnim? Fii atent, Lefi, că ai promis că vii cu sociologul, cu așa. Nu știu, așa. Vineri, că poate pleci și tu din București. De ce vorbești vorbe din astea? De ce vineri nu, în principiu noi suntem luni. Prinși. Da, pentru că ne-au redus programul ăștia la terase și la toate astea și ne-au pus nimic, dar venim noi. Auzi, vrei să te ajutăm? Că venim, spălăm un pahar, punem o cafea. Nu, pentru că cam 60% din venituri în două locații se făceau după ora 10 seara. Deci se numește închis și în sănătate. Păi da, rămâneți voi și cu COVID-ul. Da, rămânem noi și cu COVID-ul. După ora 20, eu aș deschide în continuare, aș lăsa deschis în continuare să văd ce Doamne, iartă-mă, da, și la fel se întâmplă. Da, îți ridică autorizația, îți dă 25.000 de lei amendă per locație. Da, le contești în instanță, ce-ți faci? Nu, că pierzi. Ca și hotărâre de guvern pierzi. N-ai posibilitatea să câștigi. Decât... Așa e. Dacă se trezește doamna Weber și poate contestă legea aia, dar din câte am înțeles, având și ea niște... Scheleți? Da. Ce? Lesbiană? Ce mai e și ea? Nu știu. Nu vreau să speculez. Ce? Balenă? Orca? Ce? Habar, dar nu știu. Dracu știe. Dumnezeu dau știe. Seama. Bă, ce mai fi și ea? Întrebată fiind dacă va contesta la ce cere aceste legi care cel puțin 6 puncte sunt, nu că neconstituționale, nici n-ai nevoie să cunoști Constituția ca să-ți dai seama cât de aberante sunt și cât de sărite venite din secolul XVIII, dintr-o epocă a feudalismului. Bine, oarecum noi suntem o structură feudală, oarecum țara asta. A zis că nu pot să contest, că... Totuși suntem într-o situație de criză, că suntem așa, care totuși avea oarecum un aplomb așa la începutul pandemiei și din păcate se pare că le cam pieri. Oricum, în ultima vreme, cam oricine a luat o anumită atitudine civică de partea poporului, de partea prostimii până la urmă, se pare că într-un fel sau altul s-a cam liniștit așa în scurt timp, maxim 10 zile. Deja încep să cânte, e o singură melodie care se cântă la guvern, e cântarea pandemiei în grup și cântarea cât de minunat suntem noi. Și l-am avut și asta și pe domnul stejar de la Sibiu, venind în fața națiunii și povestindu-ne nouă cât de minunat este acest guvern. Și noi suntem oarecum de vină că ei gestionează într-o manieră absolut superbă situația. Auzi, mă, ce? În Marea Britanie, se iarăși carantinează tot în Marea Britanie? Că nu înțeleg. Nu. Se întâmplă la fel ca și la noi. Anumite porțiuni din anumite orașe. Din câte știu, aseară Edinburgh și cu... cred că Edinburgh intră în carantină. Dar carantina cum funcționează la ei? Să zicem că exact exemplu Edinburgh. O populație de aproximativ cu tot cu suburbii 200.000 de oameni, să zicem, observă că există un număr de creștere gradului de infecție. Instantaneu încep anchetele epidemiologice pentru a vedea exact cine sunt și care este tot liantul.
Oamenii aceia sunt izolați la domiciliu. Un pix. Așa. Da? Deci oamenii aceia sunt izolați la domiciliu. Li se explică clar. Sunați la ambulanță în momentul când aveți o problemă de sănătate, vi se face rău. Vi se face foarte rău. Da? Atunci sunați la ambulanță. 2. Nu ieșiți din casă. Dacă v-am prins pe stradă și figurați în listă, aveți o amendă destul de consistentă. Dacă nu mă înșel, undeva la 3.000 de lire. 2.000 de lire, 3.000 de lire. Ceva de genul. Ok, de înțeles. Nu te internează într-un spital. Decât în momentul în care ești simptomatic și ai o formă gravă. Da? Dar planeta în continuare se va lupta cu acest nenorocit de virus, fiecare în felul lor, după capul și după puterea și după cât îi duce capul din punct de vedere sanitar. Da. Noi ce o să facem aici, o să vedeți în scurt timp. Eu sunt convins că ne îndreptăm spre un scenariu aproximativ Italia. Întreținut, neîntreținut, voit, nevoit, nu mai intru în speculații, dar noi acolo ne îndreptăm. Undeva în luna septembrie sunt convins că vom fi undeva pe scenariul Italia cu o rată de mortalitate, dacă azi sunt aproape 2000, undeva spre 4000. Numai că n-au murit 2000, mă, ce ai, mă, de infectare, nu de mult, că n-au murit 2000. Așa, stai, te zic imediat, informații oficiale, nu știu ce, la, că și ăștia le mai actualizează în ultima vreme de câte cam doare, te cam doare mintea. Iar, nu sunt 2000 de morți, stai liniștit. Poate sunt în total. Păi, 2269 în momentul de față sunt declarați conform știrilor oficiale de ai noștri, din care să zic eu că plus minus e o marjă undeva la 20% care reprezintă trecuți acolo. Dar păi, în sfârșit, ne-am dat seama că noi nu avem procurator în țara asta când ne privește COVID. Pentru că dacă am fi avut procuratură, noi astăzi, în momentul de față când vorbim, domnul Flutur de la Suceava trebuia să cânte după gratii și la fel și nenorocitul ăla de manager de spital de acolo. Așa. Dar primul care a infectat, primul. Ăla trebuia să fie după gratii. Așa, după aia l-am avut pe alt nemernic pe ăla de la Girota, care văd că au închis repede dosarul. Așa, ăla de la Comar. Cu el vorbeam. Da, așa, și deci până la urmă, ce avem? Avem așa un fel de cântare a pandemiei fără vinovați, cu oameni care au primit o grămadă de amenzi în timpul stării de urgență de sute de milioane și nu știu. Tu știi pe dirijorul ăla care a murit de la Filarmonică? Am auzit de el, dar nu. Bun, este un dirijor care avea 55 de ani. I-au dat niște poze de acum 20 de ani, dar omul era mult mai albiț și așa mai departe, în vârstă. Arăta mult mai rău, era foarte gras și avea cancer. Și el a trecut că a murit de COVID. Avea o tumoare. E unul din mine, de exemple. Unul dintre exemplele de care eu știu sigur. Și acum, cum mai poți să spui tu că din ăștia 2000 de oameni care au murit, ăștia poate să fie că sunt, că dacă ei sunt declarați cu COVID, asta nu înseamnă că au murit. Morți de COVID. Da. Majoritatea l-am avut și de altfel este și vorba acela italian. Da, noi am avut și aici și cred că și un fel de campanie de marketing în care de la acel Mihai Șora, marele filozof, reprezentant al categoriei hashtag rezist și al tot ce înseamnă zona de influență progresistă, zona Soros din România, este marele influent, marele filozof, marele nu știu ce, care a declarat că a avut COVID și acum e bine mersi, așa, și are, dacă nu mă înșel, 90 ceva de ani. Și mă sigur că COVID. Păi exact asta zic și eu, Robert. A avut un COVID, eram eu să zic o prostie acum. Dar n-a fiert COVID-ul, n-a. Dar o să vedeți că la noi sunt făcute de așa de prost și așa de slab regizate, că orice om oarecum cu un gram de minte își dă seama că ceva e putred între oamenii ăștia. Dar uitați-vă cu ce consecințe din punct de vedere economic, cu ce costuri,
caz când vorbim exact. Câțu a mai luat încă, cât a mai luat Câțu, stai că văzusem pe rapoartele de pe Bloomberg. A mai luat încă aproape 400 de milioane de euro, la cele mai mari dobânzi din Europa. Bani care Dumnezeu știe, iar ne duc în măști, în salarii, în pensii, Dumnezeu știe pe unde se duc. Ajutoarele astea, în ce ne dau ajutoarele de șomaj, că n-au de unde să le plătesc. Da, așa și alte nebunii, în momentul în care toată Europa se chinuie, fiecare țară se chinuie. Se închide ermetic. Să-și salveze economia, să-și salveze micile afaceri, marile afaceri. Dacă ați văzut în state, bine, nu comparăm Statele Unite din punct de vedere economic cu mocilula în care suntem noi aici din punct de vedere economic. Dar fiecare țară, indiferent de dimensiune, încearcă să se salveze economic, să sprijine zona de antreprenoriat, zona de firme mici și mijlocii, cu granturi, cu diverse stimulente, cu credite prin care să nu-și blocheze furnizorii, pentru că iarăși o discuție foarte importantă de circulație a capitalului și a banilor și a plăților de facturi între ele, pentru că la noi în România, în momentul când ai tăiat o factură, o încasezi undeva la 30-35 de zile, TVA-ul plătești și e o întreagă discuție și apar niște blocaje. Deja pe zona asta de blocaj sunt aproximativ 4 miliarde de euro, care bani care nu se învârt. În sfârșit, vorba ta, Dragoș, o să vină luna septembrie, lumea se întoarce din concediu, se va întoarce, nu prea va mai avea unde să se întoarcă. Dar pot să înainte să terminăm, vă citesc o statistică, ia uzi așa. Suedia, Gezi. 7770 de cazuri la 1 milion de locuitori, pe locul 18 în clasamentul mondial și nu se agită nimeni. Belgia, 5543 de cazuri la 1 milion de locuitori, e pe locul 26 în clasamentul mondial și iarăși nu se agită nimeni. Adică, mă rog, se agită, dar nu e închisă țara, nu îi arestează. Nu-i. Olanda, 3048 de cazuri la 1 milion de locuitori, e pe locul 54 în clasamentul mondial. Franța, 2732 de cazuri la 1 milion, pe locul 62. Germania are 2440 la 1 milion și pe locul 67. România are 2089 de cazuri și este pe locul 76. Și la noi mâncați aș furata, suntem ultimii și de fapt ne agităm cel mai tare. Asta da, exact. Să spun. Am vrut toate cuvinte să închidem aici. Da. Da. Dar da. Să fim și noi să fim și noi îngeri pentru o zi, adică să fim într-o notă cum ar veni. Deci pitic, da? Da. Eu te plătesc. Am zis, eu te plătesc. Cât vrei, pe atât stau. Nu e glumă. Da. Nu te uita la mine așa că te văd. Te văd cum mă stăcești tu cu tine. Asta va fi următoarea piesă. Eu te plătesc. Da. Bine? Ne luăm la revedere, da. Ne vedem iubiții mei. Vă iubesc pe toți. Levin, ne-a fost o mare plăcere să te revedem. Da, bine, mă, e un geniu. Poate fi mâine. Poate treci mâine pe la noi pe la studio să facem o ceva dacă ai timp, dacă nu. Dacă poți, dacă nu săptămâna viitoare. Ne auzim la amândoi. Ce frumos a fost. Da. Da? Am la telefon. Da. Piticule, vezi că vorbim după aia, da? Să vorbesc cu iubita și pe urmă ne vorbim, da? Vă așa, pup și mă iubesc. Nu, dreptul nu ai rămas, Marius. Nu. Dreptul și asta, nu. Pentru că nu o să facă chiar oamenii ăștia, chiar ce taie pe ei capul, că totuși n-am ajuns încă Coreea de Nord în țara asta. Și încă mai așa, sunt oameni care nu o să stea să ia poziție de drept la tot ce spune domnul Orban sau chiar și președintele României până la urmă și cine o fi, că ne dirigează ei viața și noi acum toți trebuie să ne încolonăm și să dansăm toți cântarea pandemiei, varianta romioritică. Da, este o problemă serioasă din punct de vedere medical. Acest virus există, se manifestă, creează decese, creează probleme. Din păcate, da. Dar modul de gestiune al unor incompetenți, al unor hoți, noastră, da. Al unor hoți, rețineți bine cuvântul. Exagerarea. Hoți, pentru că SRI-ul le-a luat urma banilor până în Cipru și până în Malta, mai ales acum că Cipru deja așa. Dar o să vedem și noi dacă avem dracului procurator în țara asta și mai ales procurori curajoși care
să nu le tremure chiloției pe ei și să ia taurul de coarne, dar cum am văzut în ultima perioadă, cam nu prea avem, și care nu sunt capabili, eu pot să înțeleg lipsa de profesioniști în direcțiile de sănătate publică. De ani de zile, asta nu e de ieri de azi, e de 30 de ani încoace. Bătaia de joc care s-a făcut asupra Institutului Cantacuzino, ani de zile au vrut să-l pună pe Chituci, până n-a trecut la Ministerul Apărării Naționale, acolo nu s-a schimbat nici măcar faianța, ca să înțelegeți, în 30 de ani de zile. Abia acum 2 ani de zile, printr-un efort enorm, a plecat de la Ministerul Sănătății, care era fostul maimuțul ăsta de la Unifarm, a condus și ăsta Institutul Cantacuzino și a intrat sub, până să intre sub umbrela celor de la MAPN. Nu mai zic de zona de laboranți, noi guvernul abia acum 4 luni de zile a început să trăinuiască oameni pe zona de biochimie, că și un test de ăsta nu poate să-l facă oricine așa, în orice situație și în orice... Că de-aia avem și marja asta de rateuri, că mulți sunt personal de laborator calificat la locul de muncă acum în pandemie și abia acum mai iese încă o pepinieră de oameni care s-au calificat la locul de muncă. Dar un bun biochimist bun îl obțin aproximativ 2 ani de zile. Că asta e situația, nu poți să o înveți în 6 luni de zile ce înseamnă un genom, cum să recoltezi o probă, cum să faci o centrifugă, cum funcționează aia, cum să eviți erorile, cum aia. Nu e chiar așa, că nu poți să le înveți pe repede înainte într-un timp foarte scurt și mai ales să capeți experiența profesională. Și lucruri care efectiv ne pune pe burtă sunt orgolile dintre oamenii ăștia. Dincolo de bani, dincolo de prostie, e vorba de orgoliu prostesc între ei, în care oamenii ăștia să nu credeți că în zona politică pe ei leagă prietenii, vreo dorință, colaborare sau ceva. Vreo colaborare sau vreo relație specială care să vină din spate de respect și de prietenie. Nu. Interesează pur și simplu destinul lor politic și eventualele beneficii care decurg de aici. Și este cu punct. Ca să nu trăim în țara, în zona lui Alice, în țara minunilor, în care să ne facem iluzii degeaba. În care toată lumea, acum din sfera politicului, nu știe cum să facă, să urmăriți la București. Că fiecare, voi sunteți din București, voi veți vota în București, dragul. Da. Eu, spre fericire, mi-am schimbat buletinul și am buletin de la țară. Acum nu mai am nevoie să mai... Nici nu vreau să aud să votez la București. Eu și eu votez la Ilfov, dar am casa în Ilfov, dar da, asta e. Așa, și o să vedeți ce... Votez Catara, mamă, ce ai. Ce cafteală va fi și la primăria generală și pe primările de alegeri. Localele s-ar putea. Localele eu nu s-ar cred. Putea. Eu nu cred. O să le împingă, pentru că dacă nu o joacă acum, e complicat să o joace mai încolo la locale. Și presiunile sunt enorme din partea PNL-ului de a face localele acum. Și eu cred că în proporție de 60-70% că localele se vor face. Parlamentarele, în schimb, nu. Deci la parlamentare 100% anul ăsta nu. Deci parlamentarele care sunt niște alegeri foarte importante, nu. Dar în schimb la locale vor împinge. Și cu votul electronic, și cu alte vrăjeli, și cu alte nebuni. Inclusiv la tine, Raimond, acolo e un loc de cafteală imens la Arad, din punct de vedere normal. Politic. Normal, că e unul cu digitalizarea. Da, cu digitalizarea, este fostul ministru al apărării, FIFOR și ăla pe acolo, e o întreagă pleiadă, o întreagă lume pestriță adunată în Arad. Și în... Orice ar fi să nu mai bagi odată la Caletra și la acolo, să nu mai bagi odată pe Raimond, că poate nu mai face față. Nu cred, pentru că Raimond, în mod sigur, a căpătat imunitate. Ai văzut? E. Iar dacă Raimond a căpătat imunitate... Raimond, ce grupă de sânge ai? B3. B3, ca mine. Și ca mine. Da. Tu, Robert? 0-1. Ah, perfect. Tefărei Cluj cu Steaua. Raimond, vei putea dona plasmă, dacă Doamne ferește, cineva din zona ta de apropiați cu aceeași grupă de sânge ar putea să aibă probleme.
pentru că plasma acționează efectiv ca și un, un vaccin total eficient. Deci asta am urmărit în presa internațională, tratamentul cu plasmă de la persoanele care au trecut prin, printr-o formă de COVID și care tu, în mod sigur, ai dezvoltat imunitate. Tratamentul cu plasmă se prerecoltează, se face de extracția de plasmă din sânge și asta este, reprezintă cel mai bun tratament pentru o persoană eventual infestată. La noi nu se bagă chestia asta cu plasmă. De ce? Pentru că ar însemna să se nu se mai cumpere acele medicamente. Normal. Stai puțin că mai e încă o chestie. N-ai înțeles. Au făcut acum niște articole în care au arătat ei că și cu plasmă mori. Adică au luat, făcut transfer de plasmă și au murit vreo nu știu câți. Și ca să vezi ce belea, n-a belea. Păi, trebuie să înțelegeți în felul următor. Jackpot-ul pe zona de vaccin și zona de tratament la COVID acum, în momentul de față, este enorm. Absolut enorm. Sunt niște fuziuni pe zona medicală, pe zona de Big Pharma, AstraZeneca, cu Gilead, cu o grămadă de concerne europene și nu știu ce, cu Pfizer-ul, așa, care aleargă după un jackpot absolut colosal. Toată lumea vorbește în Uniunea Europeană de un tratament sau un vaccin la prețul de aproximativ 45 de euro de persoană. Deci, înmulțit doar pe Uniunea Europeană și pune și rușii și îl fac pe al lor, dar zona asta de țări arabice, nu știu ce, înseamnă că am aproximativ 1,5 miliarde de persoane. 1,5 miliarde de persoane. Să zicem că dintr-un 1,5 miliarde de persoane, 500 de milioane de persoane, 200-300 de milioane vor refuza vaccinarea, dar totuși ei îți rămâne o piață imensă de aproximativ 1,100 miliarde de persoane care să achite... Nu numai, o să-și facă vaccinul să-și mai cumpere și în plus, ca să aibă. Da, pentru că narativul interesant pe care ei zic, domnule, vaccinul nu oferă decât o protecție temporară, de aproximativ 8 luni de zile sau 6 luni de zile. Exact, asta e. Și acum faceți și voi calcule, înmulțiți și un 40 de euro per vaccin pe care îl va plăti statul, dacă are într-o formă și la, sau alta și îl va lua înapoi de la tine. Bineînțeles. Și înmulțiți cu 1 miliard, 2 miliarde, cam pe acolo. Și să vedeți efectiv cam ce înseamnă zona asta medicală, care până acum producea nu mulți bani, enorm de mulți bani, și care dintr-o dată va produce nu mulți bani, enorm de mulți bani. Da, și la care se adaugă zona financiară, pentru că acum țările sunt în impas și pe lângă comunitatea Consiliului Europei intervine FMI-ul, care rămăseseră fără clienți. Da, categoric, FMI-ul, Banca Mondială, Banca Europeană de Dezvoltare au nevoie de clienți și acum vor avea din nou. Problema nu sunt banii în piață. Nu? Banii sunt în piață. Problema este cine ia și în ce investești și în ce condiții. Că bani găsești, lichidități financiare sunt enorme. Inclusiv la ruși, mai mult. Firma noastră, care este o firmă listată la bursă, noi nu avem o problemă cu creditarea intragrup. Dar în momentul când ieșim pe o piață financiară, nouă ni se impun niște condiții enorme de plată la niște dobânzi enorme. 7-12% pentru o multinațională este enorm. Este absolut enorm. Iar subscripția, de exemplu, dacă vrei să te duci pe o piață financiară, să te împrumuți ca și grup puternic, că noi reprezentăm doar o mică parte din el, este de 4-5 ori suma pe care o vrei. Deci te duci și ceri de pe piață un leu, te trezești că ai oferte de 200 de lei. Pentru că problema de lichiditate nu este o problemă de lichiditate, este o problemă de încredere, dar dobânzile se mențin ridicate pentru zona noastră de Europa de Est. Dacă eram din Germania, puteai să te împrumuți la dobânzi de 0,5-0,4. Numai guvernul la ei se împrumută negativ. Vezi ce bine a făcut Mihnea că a plecat în Germania? Ia. Iată, bine de tot. Da.
Copilaș, este 23 și 23. Am bagă piesa. Nu-mi place, ăsta e semnul diavolului. Să da, nu cumva corect. Să faci. Eu am o superstiție mare. Nu opri da. Acum. Băi, lasă să mai treacă un minut. Păi nu, n-ai înțeles. Ne luăm la revedere. Nu știu câta oară ne luăm la revedere și da. Înger pentru da. Zi și vă pup și vă iubesc. Dar aveți grijă cu entitățile care sunt la voi în casă, da? Corect. Da, aveți grijă. Raimond, Dragoș. Aș pluti fără oprire și nu m-aș nimănui, te-aș fi într-o zi un cer, aș bloca orice durere și aș putea ajunge să iubesc. Am un singur vis pe când exist, să zbor ușor spre noi de cum îngem zi. Te-aș putea să atingați cerul, o clipă doar mi-ar fi de ajuns, să simt fiorii ce vin de sus și de pe arii. Aș scutura orice păcat să-l pot cunoaște pe cel ce ne-a creat. Am singur vis pe când exist, să zbor ușor spre nori de cum înge. Nu mai pot să stau și nici nu mai vreau să privesc un gol de sus, să mă pierd în vânt, în necunoscut, gândul să-l ascund din nou. Am lăsat cândva mult în urma mea tot ce n-am știut și-acum. Cât de mult aș vrea să-mi schimb inima și să caut vocea ta. Aud o chemare, vătrează de soare, într-o zi senină, plină de lumină.
mistuit de dor, eu trimit pe nor, gândul călător spre cer. Caut liniștea, caut pacea ta, vreau lumină în viața mea. Aud o chemare, vătrave de soare, într-o zi venim.